Ich möchte mich mit meiner Frau zusammen ganz herzlich bedanken. Aș vrea împreună cu soția mea să vă mulțumesc foarte mult. Wir kommen aus Deutschland und sind hierher eingeladen worden, obwohl die ganze Gemeinde uns gar nicht gekannt hat. Fără să ne cunoașteți prea bine, ne-ați invitat din Germania să venim să fim împreună cu voi. Die Brücke hierher war über Michi und Dana Babu. Cei care au facilitat această cunoaștere este Mihai și Dana Barbu, sunt Mihai și Dana Barbu. Wir haben in den letzten Tagen wunderbare Gemeinschaft und Gastfreundschaft erleben dürfen. Ne-am bucurat mult în ultima perioadă în ultimele zile de părtășie și de ospitalitate din partea voastră. Und ganz besonders die rumänische Küche schätzen und lieben gelernt. Și ne-am bucurat mult și de bucătăria românească. Am învățat să o prețuim. Und es war uns eine große Freude, heute Morgen mit euch allen zusammen das Brot zu brechen und von dem Kelch des Herrn zu trinken. O mare bucurie în dimineața aceasta să particip împreună cu voi la cina Domnului. Am Freitag und gestern haben wir über Ehe zusammen nachgedacht. Am vorbit vineri și pe parcursul zilei de ieri despre căsnicie. Und heute schließt sich der Kreis und wir beenden die Vortragsreihe mit dem Thema glückliche Familie nur noch im Film. Am vrea astăzi să închidem acest subiect, să-l rotunjim cu întrebarea: familia fericită este doar o chestiune de Hollywood, doar de film? Und Laurentiu wird uns jetzt lesen aus dem Epheserbrief Kapitel 6 1 bis 4. Vom citi din Epistola către Efeseni din capitolul 6, primele 4 versete. Efeseni capitolul 6, primele 4 versete. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Wenn wir in diese Welt schauen, die ein wunderbarer Schöpfer gemacht hat, dann erkennen wir sehr schnell, dieser Gott muss einen Sinn für Ordnung haben. Când vedem creația și ceea ce a făcut acest creator minunat, înțelegem că Dumnezeu are un simț al ordinii. Wenn wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen, alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Când privim în macrocosmos și vedem cum observăm cu un telescop, vedem legi, vedem că lucrurile nu funcționează haotic. Schauen wir mit dem Mikroskop in die Welt der Atome und Moleküle, alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Coborâm în microcosmos, da, în lumea atomilor și a moleculelor, iarăși vedem, totul are un sens, are o ordine, funcționează după niște legi. Und dieser selbe Gott hat auch das Zusammenleben der Menschen geordnet in Ehe, Familie, Gemeinde und Staat. Același Dumnezeu a gândit relația între oameni în căsnicie, în familie, în biserică, în societate. Und eine Familie in Bukarest, die Ordnung Gottes akzeptiert, nächste Folie. Mergem mai departe, o familie care acceptă în București, care acceptă ordinea stabilită de Dumnezeu. Die erkennt Christus als Haupt des Mannes und Herrn der Familie an. Îl recunoaște pe Hristos ca cel care este capul familiei, pe cel care este capul bărbatului în familie. Der Mann ist das Haupt der Frau. Bărbatul este capul femeii. Das heißt, ihr lieben Ehemänner, wir können nur gute Leiter unserer Familie sein, wenn wir selbst unter einer Autorität stehen. Asta înseamnă, dragi bărbați, că noi vom fi buni lideri ai familiilor noastre atunci când vom sta sub autoritatea lui Hristos.
Nicht irgendeiner Autorität, sondern der Autorität Christi. Nu sub orice altă autoritate, ci sub autoritatea lui Hristos. Die Frau wird Gehilfin des Mannes genannt und sie ist die zweite Autorität der Kinder. Și femeia, soția, este ajutorul bărbatului, un ajutor potrivit numit și urmează în autoritate în familie pentru copii. Gehilfin klingt in unseren Ohren nicht besonders attraktiv. Nu prea e attractiv expresia asta de ajutor. Aber ich kann beweisen, dass es nicht negativ oder abwertend gemeint ist. Putem demonstra că în Scriptură acest termen nu este unul care degradează, care pune pe cineva într-o poziție inferioară. Dasselbe Wort, das Gott gebraucht, um Eva als Gehilfin Adams zu bezeichnen, gebraucht er an anderer Stelle für sich. Für sich selbst. Er nennt sich selbst Gehilfe. Expresia care este folosită în Geneza pentru Eva ca ajutor potrivit este folosită de Dumnezeu și pentru el însuși într-un alt context. Es ist schön, wenn man eine Hilfe für jemand anderen ist. Este minunat să poți fi un ajutor pentru cineva. Paulus wollte ein Gehilfe der Korinther und Epheser sein. Pavel a vrut să fie un ajutor pentru cei din Efeseni, din Efes, pentru cei din Corint. Ich möchte heute morgen euer Gehilfe sein und auch Laurentiu durch die Übersetzung. Vrem astăzi să vă fim prin slujirea noastră un ajutor. Und meine Frau möchte gerne meine Gehilfin sein. Și soția mea dorește cu plăcere să fie un ajutor pentru mine. Sie ist mein Korrektiv und sie ist auch mein Gegenüber. Dein Korrektiv? Ja. Okay. Ja, ja. Deci ea este cea care mă poate corecta. Ea este cea care este împreună cu mine. Korrektiv heißt, sie lässt mir nicht alles durchgehen. Sie sagt, okay. Nein, nein. Da, e corectiv în sensul că poate să spună, treaba asta nu-i prea ok. Fii atent la aspectul ăsta. Und so sehen wir, dass die Kinder den Eltern gehorsam sind. Și am văzut și în text, copiii trebuie să fie, să se supună părinților. Nun, das ist eine Struktur, die uns die Bibel zeigt. Iată, este o structură pe care Biblia o prezintă foarte clar. Und bis jetzt hat noch gar niemand protestiert. Și până acum văd că n-a protestat nimeni dintre voi. Aber ich bin nicht sicher, ob das in den Familien in Rumänien auch so gelebt wird. N-am de unde să știu dacă această structură, dacă această ordine este chiar implementată, da? Este chiar trăită în familiile din România. Und so ging es auch einem Mann, der sprach über dieses Thema. Și s-a întâmplat și cu un alt predicator care predicând pe această temă. Und alle saßen da und bewegten keine Miene. Toți erau acolo și erau foarte de acord și nimeni nu făcea nicio reacție. Und er dachte, ich will mal die Probe machen, ob das auch stimmt. S-a gândit, ia să văd dacă chiar funcționează treaba asta în practică în familiile care mă ascultă. Und er sagte zu allen, wenn ihr morgen wieder kommt, dann setzen sich diejenigen Ehepaare, wo sich die Frau freiwillig ihrem Mann unterordnet, auf die rechte Seite im Saal. Și le-a spus, uitați ce facem. Mâine continuăm seria aceasta de predici și în sală, în dreapta mâine, vor sta acele familii în care soția se supune de bună voie soțului. Und alle, wo das noch nicht so ist, nach links, entschuldigt alle, die ihr da links sitzt. Și cei care sunt la, scuzați, cei care sunteți în stânga, cei care sunteți în stânga, a spus el, acolo vor fi familiile unde chestia asta nu funcționează. Am nächsten Morgen traute er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Frau freiwillig dem Mann unterordnete, saß nur ein einziges Ehepaar. A doua zi de dimineață nu i-a venit să creadă ce vede, și anume, în dreapta, unde trebuiau să stea familiile, unde soția se supune soțului de bună voie, stătea o singură pereche. Alle anderen saßen links. Toți ceilalți au îngrămădit în stânga. Dann sagt er zu dem Mann, der mit seiner Frau auf der rechten Seite saß. Și când a văzut așa, s-a adresat bărbatului din partea dreaptă și i-a spus: Wie hast denn du das fertig gebracht, dass du da rechts sitzt mit deiner Frau? Cum de-ai reușit lucrul ăsta? Cum de funcționează la voi și stați în partea dreaptă?
Und dann sagte er, das war ganz einfach. Și bărbatul a răspuns, dar nu a fost foarte simplu. Meine Frau hat gestern Abend gesagt, und du setzt dich auf die rechte Seite. Soția mi-a spus ieri seară, fii atent, tu vei sta în dreapta. Liebe Männer, iubiți frați, bărbați. Nicht, dass hier Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht. Știți ce spune centurionul din Evanghelie? Știți, și eu sunt un om care știu ce înseamnă autoritatea. Was wir hier sehen, ist eine zeitlos gültige Struktur, die auch im 21. Jahrhundert gilt. Să știți că ce vedem aici este o structură pe care Dumnezeu a lăsat-o și care este valabilă și în secolul 21. Aber es ist nur ein Gerüst, ein Skelett, ein Knochenbau. Este însă o structură, un schelet, da? Das alleine ist zu wenig für ein glückliches Familienleben. Este prea puțin dacă ne uităm doar la structură pentru o viață împlinită de familie. Hinzu kommen muss Fleisch und Blut und Muskeln und Sehnen. Deasupra trebuie să fie mușchi, tendoane, vene și așa mai departe. Und dann fährt Paulus fort und malt vor die Augen der Epheser einen Kreis des Segens. Și Pavel continuă și le desenează acestor efeseni un cerc al binecuvântării. Und sagt, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Și spune așa, când copiii se supun părinților și ascultă, îi cinstesc, Dumnezeu promite bunăstare și binecuvântare. Gehorchen und ehren ist nicht dasselbe. A cinsti și a asculta nu este același lucru. Gehorchen muss man nur so lange, wie man von den Eltern abhängig ist und zu Hause wohnt. A asculta este valabil atâta timp cât, fiind copil, trăiești sub autoritatea în casa părinților. Es muss nicht der 51-jährige Sohn der 77-jährigen Mutter gehorchen. Da, un copil de 50 de ani nu va trebui să asculte de mama lui de 70. Ehren hört niemals auf. Dar a cinsti părinții nu încetează niciodată. Auch wenn unsere Eltern alt oder senil oder sogar dement geworden sind. Chiar atunci când părinții noștri sunt bătrâni, poate senili sau poate chiar suferă de demență. Wollen wir niemals aufhören, sie zu ehren. Niciodată nu putem renunța și nu vrem să renunțăm să-i cinstim. Paulus verspricht, das Wort Gottes verspricht Wohlergehen und Segen. Iată, cuvântul lui Dumnezeu promite bunăstare și binecuvântare. Hier ist sogar von langem Leben die Rede. Observați aici, Scriptura vorbește chiar de viață lungă. Und es gibt Statistiken, die zeigen, dass Kinder, die in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen sind und ihren Eltern gehorsam waren, dass sie statistisch gesehen länger leben, weil sie vor Alkohol und Drogen und so weiter bewahrt geblieben sind. Sunt statistici care arată că cei care au crescut în familii sănătoase, au crescut în familii credincioase, oameni care și-au ascultat părinții, au trăit o viață mai sănătoasă, mai bună, mai lungă, tocmai pentru că au fost feriți de alcool, abuz de alcool, droguri și așa mai departe. Aber es gibt auch Kinder, die sind in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und irgendwann ausgebrochen. Sunt copii care au crescut într-un mediu creștin, care au crescut într-o familie creștină sănătoasă și la un moment dat au ieșit. Manchmal geschieht das zuerst heimlich. Heimlich. Ja, secret. Ja. Câteodată se întâmplă fără să fie vizibil, așa, în secret. Die Kinder kommen noch mit in die Gemeinde und sitzen auch heute Morgen hier. Copiii pot să vină împreună la biserică cu părinții, poate să fie chiar în dimineața aceasta aici. Aber wenn die Eltern wüssten, was sie mit ihren Freunden machen und auf welchen Internetseiten sie verkehren. Dar dacă ar ști părinții ce fac cu prietenilor, în anturajul lor, sau pe ce site-uri se uită,
Darf ich einen Augenblick solche ansprechen, die jetzt zuhören und wissen, sie sind halb in der Gemeinde und halb in der Welt? Dați-mi voie să mă adresez vouă, celor care știți, tinerilor, copiilor, care știți că sunteți cu un picior în biserică și cu un picior înspre afară, în lume. Meine lieben Freunde, ihr seid die ärmsten unter der Sonne. Iubiții mei, să știți că sunteți cei mai săraci de sub soare. Ihr habt keine richtige Freude an Christus, aber auch keine richtige Freude an der Welt. Nu vă bucurați cu adevărat nici de părtășia cu Hristos și nici nu sunteți în lume să vă bucurați de tot de lume. Immer ein schlechtes Gewissen, in der Gemeinde ein schlechtes Gewissen, in der Welt auch ein schlechtes Gewissen. Și aveți tot timpul o conștiință încărcată. În biserică sunteți cu o conștiință încărcată, în lume nu vă simțiți bine și aveți o conștiință încărcată. Und die Konsequenz kann nur heißen, ganz auf die Seite Jesu Christi treten. Ce vă îndemn să faceți este, veniți cu toată inima, cu tot ce sunteți, cu toată ființa voastră și urmați pe Hristos. Aber manchmal leben Kinder aus gläubigen Elternhäusern auch ganz offen ohne Gott. Se întâmplă însă să câteodată copiii din familiile credincioase să iasă și în mod deschis să se răzvrătească, să trăiască fără Dumnezeu. Und die Eltern bangen und beten um diese Kinder. Die ganze Gemeinde bangt und betet um die Kinder. Și părinții se roagă și implora pe Dumnezeu pentru acești copii și comunitatea, biserica se roagă pentru ei. Und Gott ist oft sehr gnädig und führt solche doch wieder zurück in den Kreis des Segens. Și ce fain este când Dumnezeu în harul lui, în bunătatea lui, în mila lui, îi intervine în viața acestor copii și acestor tineri și îi aduce înapoi în cercul acesta al binecuvântării. Ich habe das heute morgen aus zwei Gründen so hier gesagt. Am spus dimineața asta aceste lucruri din două motive. Einmal, damit wir als Eltern, Großeltern und Gemeinde nie aufhören, für solche zu beten. Este ca noi, părinți, bunici, membri în biserică, să nu încetăm niciodată pentru cei care au întors spatele, au ieșit, să ne rugăm pentru ei, să mijlocim. Aber auch, damit alle, die das hier hören oder durch die Live-Übertragung im Internet und wissen, sie sind nicht drin im Kreis des Segens, dass sie sich bekehren und zurückkommen. Și am spus-o pentru cei care sunt aici sau ne văd pe net și care știu că au făcut un pas în lateral, că sunt în afara acestui cerc al binecuvântării, ca să se întoarcă, să se pocăiască de starea asta și să vină complet în autoritatea lui, sub autoritatea Domnului. Paulus fährt fort und spricht direkt die Väter an. Pavel continuă și se adresează direct taților. Und sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist auf Deutsch, in, ja. Ja, Väter. In Rumänisch ist das ihr Eltern. Ah, darum okay. Muss ich ja sagen. Okay. Mm-hmm. In germană traducerea, n-am verificat în original, în germană mm-hmm. traducerea este voi taților. Mm-hmm. În capitolul 6, versetul 4. În traducerea Cornilescu noi avem voi părinților. Deci, ce susține Wilfried este că e vorba de o adresare directă taților. Danke. Wenn so ein Kind im Alter von 2, 3, 4 Jahren zum ersten Mal hört, Gott im Himmel, den es nicht sehen kann, ist ein Vater. Welche Vorstellung hat das Kind von einem Vater? Gândiți-vă la un copil de 2-3 ani și care aude pentru prima oară Dumnezeu din ceruri este ca un tată, este un tată. Gândiți-vă ce imagine se creează în mintea lui, la cine se gândește? Es denkt, mein Papa ist ein Vater, also Gott ist so wie mein Papa. El va gândi, tata, papa este, este tatăl meu, deci Dumnezeu e ca el. Alle Vaterschaft in dieser Welt ist nach Gott benannt. Gott ist der Urvater und der beste Pädagoge. Dumnezeu este tatăl adevărat, tatăl ultim al nostru și cel mai bun pedagog. Și tot ce înseamnă tată, paternitate în lumea asta, este modelat de realitatea faptului că El este tată. Das bedeutet, wir Väter haben eine ganz große, schöne, unschwere Aufgabe. Asta înseamnă că noi tații avem o responsabilitate grea, dar și foarte frumoasă.
Wir dürfen in besonderer Weise unseren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist, und unsere Frauen werden uns dabei helfen. Noi trebuie să le arătăm copiilor prin cine suntem, cum este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, și în acest proces avem nevoie de ajutorul soțiilor noastre. Das bedeutet, unser Vater sein wird ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder prägen. Felul în care suntem tați va defini felul în care copiii noștri înțeleg despre Dumnezeu ca tată. Wenn Kinder größer werden, dann verstehen sie, dass der irdische Vater nicht vollkommen ist und nicht so ist wie der himmlische. Când copiii cresc, evident, ei înțeleg că tații lor sunt oameni și sunt oameni imperfecți și încep să cunoască și să înțeleagă mai mult din revelația lui Dumnezeu despre el însuși. Und trotzdem sollen wir ihnen zeigen, wer und wie Gott ist. Iar asta nu diminuează rolul părintelui, rolul tatălui de a indica spre Dumnezeu. Und im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 4, schreibt Paulus, ihr Eltern reizt eure Kinder nicht. Und in Kolosser 3 fängt er genauso an und schreibt, damit sie nicht mutlos werden. Okay, avem texte paralele în Efeseni și în Coloseni pe această temă și le-am pus unul sub altul. Vedeți că în Coloseni spune, nu-i întărâtați pe copii, la fel ca în Efeseni, dar și de un motiv, ca să nu-și piardă nădejdea, să nu dispere, să nu fie fără speranță. Und wir fragen, wie machen denn Eltern ihre Kinder mutlos? Cum ar putea părinții să-i facă pe copii să nu aibă speranță, să fie descurajați? Das wollen wir ja nicht. Im Gegenteil, wir wollen unsere Kinder ermutigen. Din potrivă, noi n-am vrea asta să facem copilor noștri, am vrea din potrivă să-i încurajăm, să-i potențăm, să-i ajutăm. Aber hier sehen wir einige Möglichkeiten, wie wir als Eltern unsere Kinder tatsächlich mutlos machen würden. Aș vrea să trec prin câteva lucruri pe care am putea să-i facem pe copiii noștri să descurajeze. Wenn wir als Eltern immer wieder unsere Versprechen brechen. Dacă noi ca părinți în mod repetat ne încălcăm promisiunile. Wenn wir als Eltern unsere Kinder mit anderen Kindern vergleichen. Când în mod permanent îi comparăm pe copii cu alți copii. Manchmal gibt es in der Gemeinde eine Musterfamilie, alle Kinder super, top. Câteodată în biserică e așa, câte o familie model, toți copiii sunt perfecți. Wollt ihr wissen, wie man Musterkinder erkennt? Știți cum recunoașteți copiii model, copiii perfecți? Mit 6 Jahren bekehrt? S-au întors la Domnul la vârsta de 6 ani? Mit 7 getauft? La 7 s-au botezat? Mit 8 die erste Predigt gehalten? La 8 ani au ținut prima predică. Musterkinder in der Gemeinde. Copii model în biserică. Und dann werden die eigenen armen Kinder immer mit diesen Musterkindern verglichen. Și atunci copiii proprii, copiii tăi care știi că nu sunt perfecți, îi tot compari cu... Liebe Eltern, jedes Kind ist ein besonderes Original Gottes. Dragi părinți, fiecare copil e unic. E unic și e dăruit de Dumnezeu să fie așa. Manche kommen auf die Welt und haben viel Software mitbekommen, sind sehr klug und werden später nur mit dem Kopf Geld verdienen. Unii au venit pe lume și au foarte mult, sunt foarte deștepți. Da? Așa au fost dați de Dumnezeu. Viața lor își vor câștiga pâinea cu inteligența lor. Manche sind handwerklich sehr begabt und werden mit den Händen Geld verdienen. Alții sunt așa de îndemânați și Dumnezeu i-a făcut capabil să facă lucruri cu mâinile lor. Și așa-și vor câștiga pâinea, cu mâinile lor. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, ja, zu der gehöre ich leider. Die haben es weder im Kopf noch in den Händen. Die müssen dann viel reden, die werden mit dem Mund Geld verdienen. Okay, și e așa a treia categorie, din care fac parte eu. Nici cu inteligența prea bine, nici cu mâinile, și atunci trebuie să vorbești mult și așa să-ți căștești pâinea. Gut. Also... Wir wollen die Kinder nicht vergleichen, vom Vergleichen kommt viel Not. Deci, trecând peste gluma, dragilor, haideți să nu îi comparăm pe copii. Asta va produce în ei suferință. Wenn sie ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen.
Iarăși un lucru prin care îi puteți descuraja pe copii este atunci când îi puneți în fața altor copii sau în fața chiar propriilor frați, în situații penibile. Wenn die Eltern die Kinder vernachlässigen, ignorieren, weil sie beide auf- und untergehen in beruflicher Karriere. Da. Când copiii sunt doar o anexă a familiei și nu sunt, sunt neglijați, iarăși ei pot să fie descurajați. Wenn sie ihr Kind immer wieder herabwürdigen. Bist du blöd? Da. Când îi înjosești pe copii, spui, iar ai făcut-o de mămăligă. Ești, nu te duce capul. Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist wahrscheinlich, wenn Väter oder irgendein Onkel aus der Gemeinde Kinder sexuell missbrauchen. Și ultimul lucru care este foarte grav, foarte grav, când tați sau chiar unchi sau așa mai departe pot să ajungă să abuzeze sexual de copii. Ich weiß nicht, wie das hier in Rumänien ist, aber ich kenne mich ein bisschen aus in Deutschland. Nu știu cum e România, dar știu situația din Germania. Und es wird immer mehr offenbar, dass wir nur die Spitze vom Eisberg sehen und unter Wasser ist ein großer Eisberg. Ceea ce devine evident la noi este că, de fapt, ce vedem, ce știm, este, din păcate, doar vârful icebergului. Și parcă așa, pe parcurs, reiese cât de mare este trauma în multe situații, cât de mare e, de fapt, problema. Und liebe Eltern, wir wollen unsere Kinder nicht entmutigen. Sie brauchen tonnenweise Vitamin E für Ermutigung. Super. Avem nevoie de copiii noștri să nu fie descurajați, ci din potrivă, să le dăm această vitamină E de la încurajare, da? Să-i încurajăm, să-i potențăm, să-i ajutăm. Martin Luther, der war kein Baptist, aber ich hoffe, man darf ihn mal zitieren. Ja, chiar dacă Martin Luther nu era baptist, poate că era creștin după Evanghelie. Vielleicht war er Brudergemeinde. Ja. Dar cred că avem voie să-l cităm. Er hat gesagt, eine Kinderseele, ja, du kannst vorlesen. Uitați ce spune, sufletul unui copil este ca un ciubăr care este umplut. Va mirosi întotdeauna cu ce a fost umplut prima dată și doar cu multă durere și efort, prima fumare și sulfurare, se îndepărtează acel prim miros. Und die Frage ist jetzt, welchen ersten Geruch bekommen unsere Kinder im Elternhaus für ihr Leben mit? Și întrebarea este, cu ce aromă sunt impregnați copiii noștri atunci când sunt fragezi în casa părintească? Können Sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes und die Liebe Jesu Christi kennenlernen? Într-o familie în armonie, pot să învețe ei dragostea pe care Dumnezeu a revărsat-o și dragostea Domnului Iisus Hristos? Können Sie die guten Werte der Bibel kennenlernen? Pot să învețe acolo care sunt valorile trainice, perene ale Scripturii? Oder hören Sie zu Hause immer nur Streit und Scheidungsdrohungen? Sau aud de acasă foarte frecvent lupte, certuri și chiar amenințări cu despărțirea? Geht es immer nur um Geld, Sport, Entertainment aus Hollywood? Sau viața familiei este definită de bani, de sport și de fun, de Hollywood? Ihr lieben Eltern, wir sind verantwortlich für unser Familienleben. Dragi părinți, este responsabilitatea noastră cum arată viața familiei noastre. Und wenn Kinder sich später abwenden vom christlichen Glauben, dann ist die Not groß. Știu că e așa o mare durere când copiii mai târziu în viață, unii copii se întorc cu spatele la Hristos. Este așa o mare durere. Gott hat auch meiner Frau und mir Kinder geschenkt, aber wir konnten sie nicht gläubig machen, wir konnten sie nicht bekehren. Să știți că avem și noi doi copii, soția mea și cu mine, și n-am putut să facem nimic ca să-i întoarcem noi la Dumnezeu, să-i facem să se pocăiască, să se apropie de Hristos. Ein Freund von mir sprach auch in einer solchen Versammlung zu Eltern und Kindern. Un prieten de-al meu avea un mesaj similar cu cel de astăzi, unei comunități, atât copiilor cât și părinților. Und dann
teilte er einmal die Eltern und die Kinder in zwei verschiedene Räume auf. Și la un moment dat a împărțit audiența în părinți și copii și i-a pus în săli separate. Und er fragte zuerst die Eltern: Ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder und habt ihr sie bedingungslos angenommen? Și i-a întrebat pe părinți și le-a spus: Dragi părinți, vă iubiți copiii și îi acceptați, îi iubiți în mod necondiționat? Und alle Eltern haben die Hände hochgehoben. Și să știți că toți părinții au zis da. Das hat er nicht anders erwartet. Nici nu se aștepta la altfel. Daniel, you can take the next slide. Und dann ging er zu den Kindern dieser Eltern. Și apoi s-a dus la copiii acestor părinți. Und fragte dieselbe Frage, aber nur an sie gerichtet: Ihr Kinder, fühlt ihr euch von euren Eltern geliebt und angenommen? Le-a pus aceeași întrebare: Dragi copii, vă simțiți iubiți und și acceptați necondiționat? Entschuldigung. Ein großer Teil der Kinder fühlte sich nicht von den Eltern geliebt und angenommen. Și experiența aceea a arătat că mulți dintre copii au spus nu. Ich frage jetzt hier nicht die Kinder. Nu pot să-i întreb aici pe copii. Aber ihr Eltern könnt heute Nachmittag einen Spaziergang machen mit euren Kindern und fragen: Ist alles in Ordnung mit uns? Dar voi părinților puteți și astăzi la o plimbare cu copiii voștri și să-i întrebați: Cum te simți? Credeți că suntem în ordine? Te simți iubit necondiționat în familia noastră? Und wenn ihr jetzt fragt, wie kommen denn Liebe und Annahme bei einem Kind an? Și poate vă întrebați: Bun, dar cum percepe un copil că este iubit, acceptat, necondiționat? Dann ist die Antwort: Das sollte man seinem Kind so oft wie möglich sagen. Și răspunsul meu este acesta: Noi trebuie să le spunem clar copiilor noștri că iubim. Und das sollte man seinem cât Kind noch viel öfter zeigen. Și trebuie să le arătăm lucrul ăsta cât mai des. Da? Indem man das Kind drückt und herzt oder ja, im Körperkontakt gibt. Sunt diverse modalități de a-ți arăta dragostea față de copil în mod practic, că îl îmbrățișezi, că îl ții aproape, că na, te joci cu el, că îi arăți că îl iubești. Wenn jetzt einige denken: Oh, das hört sich so ein bisschen nach moderner Psychologie an. Poate spuneți: A, stai puțin, că aici ai intrat deja, ai început cu Biblia și ai ajuns la psihologia modernă. Das ist Jahrtausende, seit Jahrtausenden steht das schon in der Bibel. Nu, să știți că ceea ce vă spun de mii de ani este scris deja în Scriptură. Uns hören auch einige Kinder zu jetzt heute Morgen. Ne aud și mulți copii astăzi. Kinder, kennt ihr die Geschichte, als David in Ehebruch gefallen war mit Bathsheba? Copii, probabil știți povestea din Scriptură, situația din Scriptură când David a comis adulter cu Bathsheba. Dann sandte Gott Nathan, den Prophet, zu David, um ihm das aufzudecken. Țineți minte că l-a trimis pe prorocul Nathan ca să-i deschidă ochii lui David. Und Nathan erzählt David eine kleine Geschichte. Și țineți minte că acolo Nathan îi povestește lui David o istorioară, o imagine. Und er sagt: Da war ein reicher Mann, der hatte ganz viele Schafe, aber als er Besuch kam, hat er nicht eines seiner Schafe geschlachtet, sondern einem armen Mann das eine Schaf weggenommen. Și țineți minte că vorbește de un om bogat care avea multe oi și în loc să sacrifice o oaie pentru musafirii lui, a sacrificat oaia vecinului lui care avea o singură oaie. Der reiche Mann war David, der damals schon 5 Frauen hatte, die mit Namen genannt werden. Omul bogat era în momentul ăsta David. David la acel moment în Scriptură avea 5 soții pe care le știm fiecare pe nume. Und er nimmt dem Uriah, der nur die Bathsheba hatte, die eine Frau weg. Și a luat soția lui care avea o singură soție pe Bathsheba. Und dann wird beschrieben, wie der arme Mann das eine Schaf behandelt hat. Și acolo se descrie în această imagine cum s-a comportat acel om cu oița lui. Achtung, wichtig für alle Eltern,
Și fiți atenți toți părinți, fiecare dintre părinți. Es aß von seinem Teller, mânca din farfuria lui, trank von seinem Becher, bea din paharul lui, und es saß auf seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Și îl stătea în brațele lui și o ținea ca pe o fiică, spune textul acolo. Wo ist der Platz der Töchter und Söhne auf dem Schoß bei Papa und Mama? Unde e locul fiicelor și fiilor? Unde? În brațele lui mama și lui tata. Also, solange die Kinder klein sind und das sich noch gefallen lassen, das noch mögen, nehmt sie auf dem Schoß, kuschelt mit ihnen abends beim zu Bett bringen. Cât copiii sunt mici, cât puteți să-i țineți în brațe, cât le place să fie ținuți, țineți-i în brațe, alertați-le dragostea. Und wenn sie größer sind, sagt es ihnen immer wieder, schaut ihnen in die Augen und sagt, weißt du, dass wir Gott sehr dankbar für dich sind? Și când sunt mai mari și poate nu mai vor să fie ținuți în brațe, dar uitați-vă în ochii lor și spuneți-i, știți cât îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tine? Sunt recunoscători pentru cine ești, pentru cine, pentru tine. Und das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Și ce poate face un tată cel mai bine pentru copiii lor? Este să o iubească pe mama lor. Ihr lieben Ehemänner, wenn eure Kinder sehen, dass ihr eure Frau wirklich liebt, dann gebt ihr ihnen mehr mit ins Leben als alle materiellen Dinge. Să știți, dragi tați, dacă arătați copiilor voștri că vă iubiți soția și cât de mult o iubiți, le dați o moștenire pentru toată viața care contează mai mult decât toate avuțiile. Jetzt haben auch alle Männer noch etwas gehört, die nicht beim Eheseminar waren, ja? Da, uite, v-am spus ceva în plus bărbaților care n-ați fost ieri la seminarul despre căsătorie, căsnicie. Und wenn's der Mama gut geht, dann geht's allen gut. Și știți cum e treaba? Dacă mama e bucuroasă, toată casa e fericită, da? Dacă mama e fericită, tuturor le merge bine. Dieser Satz ist so wahr, dass er fast in der Bibel stehen könnte. Să știți că e așa de adevărat lucrul ăsta că aproape am putea să spunem că e din Biblie. Ja. Und jetzt kommen wir zum Schluss unserer Predigt. Ne apropiem de final. Wir konnten einiges sagen über Familienleben. Am spus câteva lucruri despre viața de familie. Und manche hören auch wehmütig zu, mit Trauer, mit Schmerz. Și s-ar putea să asculți lucrul ăsta și să fii trist. Die sagen, ja, das stimmt alles, wir geben dir recht, aber in meinem Leben ist so manches zerbrochen. Da, știi? Așa este. Tare frumos spune modelul ăsta ideal, dar la mine în viață, în viața noastră reală de familie, lucrurile nu mai merg așa, sunt lucruri care nu funcționează. Jesus Christus ist ein Heiland. Er kann Dinge heil machen. Domnul Iisus Hristos este mântuitor, este salvator. Este și în germană mântuitor, heil vine și de la salvare, vine și de la vindecare. Și asta vrea să spună că Domnul Iisus este cel care poate vindeca und familia ta. Er kann zerbrochene Herzen heilen. Zerbrochene Ehen und auch zerbrochene Familien. Și Domnul Iisus poate vindeca familii care au eșuat, inimi care sunt zdrobite, El poate vindeca. Wir kommen zur letzten Folie. Suntem Gott, la ultimul slide. Unser Gott will immer ganze Familien retten. Să știți că Dumnezeul nostru vrea să mântuiască, vrea să salveze, vrea să restaureze familii în întregime. Ich habe mich einmal sehr gefreut, als ich das in meiner Bibel entdeckt habe. Când am luat Scriptura și am descoperit acest adevăr, am fost așa de bucuros. Und in der rumänischen Bibel steht es auch. Și sigur și în Bibliile voastre e la fel. In der Arche, Noah, wurde eine ganze Familie gerettet, das wissen wir. Știm asta, de exemplu, în Arca lui Noe a fost salvată o întreagă familie. Da hat niemand gefehlt. N-a lipsit nimenea, Noe, soția, fiii cu nurorile. Als der Engel durch Ägypten ging, da wurde wieder eine ganze israelitische Familie gerettet, deren Türpfosten und Oberschwelle mit dem Blut des Passahlamms bestrichen war. Când îngerul morții a lovit Egiptul la ultima plagă și în casele unde ușiorii erau unși cu sângele mielului, familia întreagă era salvată. Und jetzt Achtung, jetzt kommt etwas Besonderes.
Și un lucru special acum. Fiți atenți. Als Jericho zerstört wurde, rettete Gott wieder eine ganze Familie, nämlich die Hure Rahab mit ihren Angehörigen. Când a căzut Jerihonul, da, dat spre nimicire, Dumnezeu a salvat iarăși o familie întreagă. Era cine? Rahab, prostituata Rahab și toată familia ei. Ja, normal wäre gewesen, dass er nur diese Frau gerettet hätte. Da. Normal era pentru că ea a ajutat să o salveze doar pe ea. Sie hatte ihr Leben riskiert und die Kundschafter versteckt oben auf dem Dach. Ea și-a riscat viața ca să-i salveze pe spionii care intraseră în cetate. Aber sie bittet Gott und er rettet sie mit ihrer ganzen Familie. Ea a cerut har pentru toată familie și Dumnezeu toată familia a salvat-o. Noch zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. Als der Herr Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilte, da glaubte dieser und sein ganzes Haus. Când Domnul Iisus a vindecat fiul slujbașului împărătesc, ne spune Ioan, a crezut el și toată familia. Das war kein Automatismus. Alle mussten sich selbst bekehren, entscheiden, das Heil in Christus anzunehmen. Asta nu era un lucru automat. Fiecare în parte trebuia să creadă și să se întoarcă la Dumnezeu. Und genauso bei dem Gefängnisaufseher von Philippi. Și la fel în Filipi, cel care era temnicierul de acolo. Als er fragte, liebe Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um nicht in die Hölle zu kommen? Și el întreabă, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Da antwortet Paulus, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus, du und deine Familie gerettet. Și știți cum răspunde Pavel, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și familia și casa ta. Damals war der Haushalt noch größer, da waren auch Sklaven und Mägde mit dabei. Când spuneai casa, spuneai chiar mai mult decât spuneam astăzi familie, spuneai inclusiv sclavii care erau în familia respectivă, slujitorii. Aber darf ich mit diesem Gedanken meine Predigt heute Morgen abschließen? Dar dați-mi voie să închei cu acest gând predica de dimineața asta. Gott will, dass ganze Familien einmal vor ihm stehen, vor seinem Thron. Dumnezeu vrea ca odată în fața lui să stăm ca familii întregi. Und wenn heute Morgen verlorene Söhne zuhören oder verlorene Töchter. Și dacă în dimineața asta ascultați și sunteți poate fii sau fiice, wenn die Frau noch fehlt oder der Mann oder Oma oder Opa. Poate că lipsește soția sau lipsește soțul sau bunicul sau bunica. Als die Arche geschlossen wurde, da war es zu spät. Să știți, atunci când s-a închis ușa corabiei lui Noe, a fost târziu, prea târziu. Gott ist kein Hampelmann. Dumnezeu nu Clown. Nu este un clown. Ja. Er ist sehr gnädig und geduldig. E plin de har, plin de răbdare. Aber wir dürfen nicht mit seiner Gnade spielen. Dar n-avem voie să ne jucăm cu harul lui. Wenn wir das Evangelium gehört und verstanden haben, dann sollten wir es annehmen. Dacă am ascultat Evanghelia și am înțeles-o, atunci e responsabilitatea noastră să o primim, să o acceptăm, să o trăim. Dann komm rein in die Arche oder zurück in den Kreis des Segens. Hai, vino înapoi, vino înapoi în corabie, vino înapoi în cercul acesta al binecuvântării. Amen. Amen. Meine Frau und ich, wir danken noch einmal ganz herzlich für die Zeit hier bei euch. Wir haben euch lieb gewonnen und werden euch in guter Erinnerung behalten. Danke. Mulțumim încă o dată și soția mea și cu mine pentru timpul acesta cu voi. Vă iubim și păstrăm și vom păstra o amintire foarte faină a timpului acesta împreună cu voi. Vă mulțumesc!